okay. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. Come in Jesus' name. You are precious to Him. When you come to heaven, you will hear shouts of hallelujah that will make your eardrums burst. Când veți ajunge în ceruri cu toții, o să fie strigăte de aleluia care o să vă spargă urechile. Listen. Ascultați. What is allowed in heaven cannot be prohibited in Timișoara. Ceea ce se strigă tare în cer nu poate să fie interzis în Timișoara. Let's shout a mighty hallelujah to the Lamb. Hai să strigăm din toată inima. Aleluia, aleluia. Aleluia. There's joy in heaven over every sinner that comes to repentance. Aleluia, aleluia. Now I will come over to this side. I would like to address all of you and speak with you and pray with you. Aș vrea să vă adresez tuturora. Să vă vorbesc. And anyone still coming, you are most welcome. Cei ce mai vreți să veniți să vă predați viața Domnului Iisus, sunteți bineveniți încă. I never close the door. Eu nu închid ușa niciodată. My job is not to close the door. Nu este meseria mea să închid ușa, nu-i meseria mea. Because you have opened your door for Jesus. Pentru că voi v-ați deschis inimile voastre pentru Hristos. And your Savior is coming to you now. Și iată-l pe Mântuitorul venind la dumneavoastră acum. And the strong is coming
to the weakest. Iată că cel mai tare vine la cel mai slab. What must we do for Jesus to come from the outside to the inside? Ce trebuie să facem noi ca Domnul Iisus să vină din afară înăuntru? The Bible puts it very plainly. Biblia ne explică clar. It says, whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. We call upon the name of the Lord Jesus in prayer right now. Chiar acum noi chemăm numele Domnului Iisus Hristos în rugăciune. We tell him that we repent of our sins. Noi spunem Domnului Iisus că noi necăim de păcatele noastre. That means we turn away from it. Asta înseamnă ne îndepărtăm de păcate. And we turn to Jesus. Și ne întoarcem fața spre Domnul Iisus. And give him all the rooms. Și lui îi dăm toate camerele vieții noastre. Are you willing to give him all the rooms? Lui îi dăm toate camerele vieții noastre, tot ce avem. If you are willing to give him all areas of your life toate and put zonele, them under his control, wave your hand, please. Domnului Iisus să le dăm. Mișcați-vă mâinile în semn de aprobare, vă rog. Hallelujah, 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 hallelujah. Okay, now it is the honor of my life to help you to open the door so that Jesus can now step from the outside to the inside. Este cinstea vieții mele să pot să vă ajut pe dumneavoastră să deschideți ușa inimii pentru ca Domnul Iisus să vină din afară înăuntru inimii. I'm asking you to repeat this prayer after my interpreter. Și vă rog să repetați rugăciunea după traducătorul meu. And when you do that with all your heart. Faceți-o din toată inima rugăciunea. And do that with trust in God. Și faceți-o cu încredere în Dumnezeu. I'll tell you, something is going to happen now inside of your life. Vreau să vă spun, chiar acum se va întâmpla ceva în adâncul vieții voastre. Jesus steps in. Domnul Iisus vine înăuntru. Kicks the devil out. Îl alungă pe diavol afară. He washes you. Vă spală. He breaks every chain. Rupe orice cătușă, orice lanț. And you become a man and a woman. Și voi veți deveni un bărbat, o femeie, with the Holy Spirit and the joy of the Lord. Umpluți de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Amen. Amin. Now I'm asking you to repeat this prayer. I want everyone to close their eyes and if you can lift your hands to heaven. Vă rog să închideți cu toți ochii și dacă puteți și este loc ridicați-vă mâinile spre cer. I'm asking this of the whole congregation in this stadium. Întregii adunări de pe stadion în seara aceasta cer. I want you also to repeat this prayer in support of those who pray it here in front. Să spuneți și dumneavoastră rugăciunea după noi în suport la cei ce îl primesc pe Domnul Iisus în seara aceasta ca mântuitor. Everyone lift their hands. Ridicați-vă, vă rog, mâinile spre cer. Say, dear Lord Jesus Christ. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, I have heard your knocking. Am auzit bătaia în ușă. Am auzit bătaia în ușă. I respond to it. Eu răspund bătăii în ușă. I now open my heart for you. Acum îmi deschid inima pentru tine. Acum îmi deschid inima pentru tine. Come into my heart, Lord Jesus. Vino în inima mea, Doamne Iisuse. Vino în inima mea, Doamne Iisuse. Kick every devil out. Alungă orice demon afară. Alungă orice demon afară. Wash me with your precious blood. Spală-mă cu sângele tău cel scump. Spală-mă cu sângele tău cel scump. Break all chains and curses. Rupe orice lanț și blestem. Rupe orice lanț și blestem. Jesus Christ. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase, I give you every room. Îți dau ție fiecare cameră. Îți dau ție fiecare cameră. Take full control over my life. Ia controlul asupra vieții mele întregi.
ia controlul asupra vieții mele întregi. I put my faith alone in you. Eu îmi pun credința numai în tine. Eu îmi pun credința numai în tine. I believe with my heart. Cred din toată inima mea. Cred din toată inima mea. What I speak with my mouth. În timp ce vorbesc cu gura mea, în timp ce vorbesc cu gura mea. Jesus has come in. Domnul Iisus a intrat înăuntrul. Domnul Iisus a intrat înăuntru. I am saved. Eu sunt mântuit. Eu sunt mântuit. I live because he lives. Eu trăiesc pentru că el trăiește. Eu trăiesc pentru că el I am his child forever. Și eu voi striga glorie pentru totdeauna. Și eu voi striga glorie pentru totdeauna. Eu cred, eu primesc. Eu cred, eu primesc. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus. Amen, amen, amen and amen. Amin, amin și aleluia. Hallelujah, hallelujah. Give a big hand for Jesus. Bateți din palme. Aplaudați pentru Hristos. Give a big hand for Jesus. Aplaudați pentru Hristos. Now all of you who have received Jesus into their lives right now and prayed with me this prayer for the first time or have come back as a backslider. Auziți-mă, toți cei ce l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos în viața dumneavoastră în seara aceasta sau cei ce ați fost căzuți și v-ați întors la Hristos. I would like you to receive this book from myself that I have written for you. For this occasion. Am pentru voi o carte ce am scris-o în mod special pentru voi. E gratuită, e darul meu pentru voi. The counselors are among you. Între dumneavoastră sunt consilierii. They have these books. Au cărțile acestea. Make sure you got your copy. Să fiți sigur că fiecare are o copie. Să vă luați o copie. They will ask for your name and address. Și în aul la spate avem nevoie de numele și adresa dumneavoastră să scrieți. We want your name because we want to pray for you by name. Vrem numele dumneavoastră pentru că vrem să ne rugăm pe nume pentru dumneavoastră. And we want your address because the churches are going to follow you up. Și am vrea adresa dumneavoastră pentru ca bisericile să vă poată contacta și să vă invite să vă închinați în ele. I want to bless you before I come to the next part. Close your eyes and lift your hands, everybody here again. Închideți ochii, vă rog, ridicați mâinile spre cer, vreau să vă binecuvintez înainte de a trece la partea a doua. Lord, I want to thank you for every man and every woman, for every boy and every girl that has heard your call and you have entered their lives. Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare băiat, fiecare fată care a auzit chemarea și au răspuns chemării la mântuire. I thank you, Lord, that you have saved them with your nail-pierced hand. Îți mulțumesc că tu i-ai mântuit, i-ai salvat cu mâinile tale străpunse de piron. Thank you that Satan's power is cut and Satan is cast out. Îți mulțumesc că puterea satanei e zdrobită și diavolul este alungat. I declare that every curse is now broken in the name of Jesus. Și declar că orice robie este distrusă, este nimicită în numele Domnului Iisus. Every addiction is broken in the name of Jesus. Orice dependență rea este nimicită în numele Domnului Iisus. And Jesus will fight your battles. Și Domnul Iisus este cel ce se va lupta în locul vostru. You will be more than a conqueror in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus veți fi mai mult decât biruitor. In the name of Jesus, I bless you. 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 În numele Domnului Iisus. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ, the Son of God. În numele Domnului Iisus. In Jesus' name, and everybody shout hallelujah. În numele Domnului Iisus, toți să strigăm hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The angels don't dance in heaven when we dance in church. Aș vrea să vă spun că îngerii nu dansează în cer când noi dansăm în biserică. But însă
The angels do dance in heaven when one sinner repents. Însă ei dansează în cer când un păcătos se întoarce la Domnul. Hallelujah. 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 I will sit down for 5 minutes just to catch my breath. Și noi vom ședea 5 minute ca să ne să putem să respirăm. The singers will sing for 5 minutes. Cântăreții cântă 5 minute. And then I will come back and pray for the sick. Apoi mă întorc și mă rog pentru cei bolnavi. Don't go now. Be here because Jesus is looking for you. Nu pleca. Take time for him. Rămâneți cu noi, Domnul Iisus vă așteaptă să se întâlnească cu voi. Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, căci prin jertfirea ta pe cruce noi voioși trăim. Te-ai dat tare, tare, pentru vina ce-o pântăm, de aceea îți cântăm. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc. Din clipa când în viața noastră pacea a intrat, cântăm într-un al Mielului ce ne-a răscumpărat. A lui să fie sclava ce iubești va triumfa. Suntem that Jesus așa de bucuroși is not only saving our souls but also healing our bodies. Că Iisus nu numai că mântuiește sufletele noastre, dar vindecă și trupurile noastre. Say amen. Ziceți amin. The Bible says by his stripes we are healed. Biblia ne spune prin rănile lui suntem tămăduiți. Amen. Amin. Jesus died for our sins to be washed away and for our sicknesses to be healed. It's all in one puzzle. Iisus a murit pentru păcatele noastre ca să fie iertate și pentru bolile noastre ca să fie vindecate. Toate sunt incluse în această lucrare a sa. In Matthew chapter 8. În Matei la capitolul 8. We read from verse 1. Noi citim de la versetul 1. When Jesus had come down from the mountain, great multitudes followed him. Când Isus s-a coborât de pe munte, mulțimi mari de oameni l-au urmat. Now listen to this. Vă rog să ascultați aceasta. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord,
If you are willing, you can make me clean. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: I am willing, be cleansed. Da, vreau, fii curățit. Immediately his leprosy was cleansed. Îndată a fost curățită lepra lui. Hallelujah. Hallelujah. Please give me your attention just for a moment. Vă rog să-mi acordați puțin atenție câteva momente. Just for a moment. Câteva momente. Before I start praying for the sick. Înainte ca să încep să mă rog pentru bolnavi. Listen. Ascultați numai. This man was desperately sick. He had leprosy which was incurable. Omul acesta este bolnav, era bolnav până la disperare. Avea lepra aceea incurabilă. People in those days who suffered from leprosy died like dogs. Oamenii care în vremea aceea sufereau de lepră mureau ca niște câini. It was a horrible thing. Era un lucru oribil. And now this leper, this hopeless, most hopeless case. Și iată-l pe acest lepros cu acest caz fără nicio nădejde. Said to Jesus. I-a zis Domnului Iisus. If you are willing, you can make me whole. Doamne, dacă tu vrei, tu poți să mă curățești. That nameless leper had understood the whole thing. Leprosul acela fără nume a înțeles toate lucrurile. He said, if you are willing. A zis, dacă tu vrei. He realized that the will of Jesus was supreme. El a înțeles că voia lui Iisus era supremă. It was not a matter of not can do it or can't do it. Nu era o chestiune dacă poate sau dacă nu poate. It was a matter of his will, because he had the power to do it. Era doar o chestiune de voia lui Dumnezeu, pentru că el oricum avea putere să facă. Amen. Amin. And what did Jesus say? Și ce a spus Iisus? Jesus said, I am willing, be made whole. Iisus a zis, da, vreau, fii curățit. And immediately he was made whole. Și îndată a fost curățit de lepra lui. Immediately. Imediat, îndată. Hallelujah. Hallelujah. The Bible was not written to tell us what God can do, but what God will do. Biblia n-a fost scrisă ca să ne arate ce poate să facă Dumnezeu, ci ceea ce vrea să facă Dumnezeu. And when Jesus said to that sick man, I am willing, be healed. Și când Iisus a zis acestui lepros bolnav, da, vreau, fii curățit. He says the same thing to you now. El îți spune exact același lucru ție astăzi. I am willing. Da, vreau. Be healed. Fii vindecat. If he was not willing to heal you now. Dacă el n-ar fi vrut să te vindece acum. He would have changed. El ar fi schimbat lucrurile. He would not be the same yesterday, today and el forever. El n-ar mai fi același ieri, astăzi și în veci. Jesus cannot change his însă promise. Iisus nu se poate schimba și nici he cannot change lui. His word. El nu schimbă cuvântul. He is now looking into your eyes. Și acum el se uită în ochii tăi. Wherever you are. Oriunde te-ai aflat tu. And he says to you. Și îți spune ție. I am willing, be healed. Da, vreau, fii vindecat. Receive that by faith. Primește vindecarea aceasta. Say amen. Și spune amin. Shout amen. Strigați amin. Amen. Amin. In one of my meetings. Într-una dintre adunările noastre. In Africa. În Africa. I just prayed for the sick. Suddenly a woman started to scream. Tocmai mă rugam pentru bolnav și o femeie a început să strige. Scream, scream, scream. Și striga tare. And she came running through the crowd. Și a venit în fugă prin mulțime. And came to the side. Și a venit pe partea cealaltă. When I looked at her. M-am uitat la ea. I saw she was pregnant. Am văzut-o că era însărcinată, gravidă. She had an enormous womb. I thought she was overdue. M-am uitat, avea abdomenul umflat. And then she came home and she was weeping, saying, my baby, holding her womb. Și a venit ținându-se de abdomen.
Here she comes. Și iată că vine. My baby, my baby, my baby. Și a spus bebelașul meu, bebelașul meu. I said, dear lady, we can all see that you are pregnant. Și am spus, stimată doamnă, noi toți vedem că ești gravidă. What is wrong with your baby? Dar care e problema cu bebelușul tău? She said, my baby died in my womb. Și a zis, bebelașul meu a murit în pântecele meu. Here is the admission to hospital tomorrow. Iată, aici este biletul de internare în spital pentru mâine. The doctor wants to remove the dead baby from my womb. Doctorii vor să scoată bebelașul mort din pântecele meu. But when you prayed in the name of Jesus, my baby leaped in my womb. În numele lui Isus, bebelașul s-a mișcat în pântecele meu. My baby lives, my baby lives, my baby lives, my baby lives. Bebelașul meu trăiește, bebelașul meu trăiește. Amen! Spuneți amin! Hey! As I normally do, I laid my hands on her shoulder, I blessed her. Și așa cum fac în mod normal, mi-am pus mâna pe umărul ei și am binecuvântat-o. I said, go in peace in Jesus' name. Și am zis, du-te în pace în numele lui Isus. She walked there, she walked there. Ea a mers și a umblat acolo. Suddenly the Holy Spirit spoke to me. Și dintr-o dată Duhul Sfânt mi-a vorbit.